seara, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Școala Gorjeană, suntem împreună cu domnul profesor Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bun găsit, îmi place și titlul emisiunii, mă simt deja optimist. E foarte bine că vă simțiți, pentru că noi avem o mare dilemă. Și de asta ne-am și propus, suntem totuși în luna decembrie, la sfârșit de an calendaristic, începe un alt an calendaristic, suntem undeva, să spunem, spre jumătatea primului semestru. Problema e următoarea. Sunt multe nelămuriri, sunt multe lucruri care cu siguranță se vor schimba în perioada următoare, având în vedere că avem un ministru nou, avem o concepție nouă de guvern. Despre toate acestea aș vrea să discutăm în această seară, dar și de ce se întâmplă la acest moment și discutam înainte de emisiune, poate începem cu asta. A fost astăzi în învățământul Gorjean și o ședință cu directorii, dar ca și concluzie așa la ce ajunsasem noi, sunt foarte multe lucruri care vin pe directorul de școală, indiferent de ce formă de școală din Gorj, și spuneați dumneavoastră sau concluzia ar fi fost că e clar, e nevoie de o profesionalizare a acestei MVP, pentru că sarcinile sunt atât de multe, atât de complexe, încât nu numai că directorul trebuie să știe să facă orice, de la contabilitate și până la, nu știu, protecția muncii, dar trebuie să reușească să-și găsească și timpul necesar să le facă pe toate, pentru că cred că ar fi nevoie de o activitate de 24 din 24. Da, optimist, am spus că mă simt aici la dumneavoastră, titlul emisiunii mă face. Dar, într-adevăr, activitatea pe care trebuie să o desfășoare un director de școală, care e, de fapt, profesor, fără, în afară de cursuri de formare care se fac în management și e teorie multă și puțin legat de practică, încolo sarcinile cad toate pe directorul de instituție de învățământ, în condițiile în care, să spunem că oamenii se strâng mai greu în jurul unor probleme care se ridică în școală, fiecare e mulțumit sau foarte mulțumit că își fac orele așa cum și lor face și restul lasă pe director în biroul lui cu restul de documente, hârtii din toate domeniile pe care trebuie să le formuleze, să le formuleze corect, legal și să le și întocmească până la urmă, să le scrie. Toate acestea, vă dați seama, așa cum spuneați, ocupă mult timp. Poate că orele suplimentare de care ne tot spune inspectorul nostru general îngreunează sarcina unui director, dar fiecare director solicită și aceste ore, tocmai să fie, știind că este legat direct de activitatea de didactică, aceasta de director fiind tranzitorie, vremelnică, și aproape întotdeauna a trebuit să înveți din mers câte ceva ca să poți să fii pus la punct. Și în condițiile în care legislația e în continuă, într-o dinamică continuă, uneori nici nu e foarte clară, alteori nu te poți pricepe la ea, sigur că avem un sprijin, să zicem, în juristul inspectoratului, dar dacă toți ajungem acolo cu problemele, tot așa nu se vor rezolva, pentru că sunt foarte multe. Poate că, așa cum e ordinul, ultimul ordin al ministrului, mi se pare Sorin Câmpeanu l-a dat, cu privire la micșorarea numărului de comisii în școli, poate că atunci, să zicem că se vor elucida unele din enigmele acestui număr mare de comisii, în sensul că trebuie să prinzi foarte mulți profesori în foarte multe comisii, unii rămân până la sfârșitul anului în statica definiției comisiei respective, alții se mai implică pe aici pe acolo și până la urmă și aceste comisii trebuie coordonate nu de responsabilul comisiei, ci tot de directorul instituției de învățământ. Am văzut în acest ordin măsurile care ar trebui luate ca să se ajungă să se ia măsurile privind numărul de comisii într-o instituție de învățământ. Bănuiesc că după schimbările survenite de curând, această chestiune este poate cea mai puțin importantă din câte probleme frământă conducerea ministerului și rămânem așa cum suntem, facem cât putem, încercăm să facem cât mai bine,
normal că am făcut bine, pentru că altfel n-am fi fost, să zicem, nici astăzi la ședința cu directorii, și apreciez și afirmația făcută de inspectorul general că a văzut cam aceleași figuri, adică un lucru îmbucurător că nu s-au schimbat foarte mult conducerile instituțiilor de învățământ, poate de acum încolo, nu știm care va fi viitorul, dar deja, să zicem, s-a format această echipă cu noi, cei care suntem mai de mult, cu alții veniți mai tineri și cu putere mai mare ca dumneavoastră, de exemplu, și echipa așa se face din tot felul de contribuții ale fiecărui individ, al fiecărui director până la urmă, și din discuțiile care le avem între noi, că știți, asta se poartă frecvent prin telefon, fiecare director sună pe alt director care are o anumită idee sau își dă seama mai rapid cum se rezolvă o anumită problemă. Da, vorbeați despre colaborarea care există între directori, pe de altă parte provocările tot mai dificil de rezolvat ce sunt în fața directorilor, dar acestea, spuneați dumneavoastră mai devreme despre faptul că s-a redus numărul de comisii. Conform ordinului, da, dar dacă citim cu atenție, practic nu dispare nicio comisie, numai că se comasează. Eu cel puțin așa mi s-a părut. Întâi trebuie să fie formată comisia care să stabilească comisiile care vor intra. Deci, practic, deocamdată avem o comisie în plus, da, nu la mine, sigur, nu da. Unele minus. Așa este. Prima problemă. Iar a doua, apropo de, ții minte, acum câțiva ani, Ecaterina Andronescu, pe atunci încă ministru, 2012, cred că se întâmpla chestia aceasta, spunea la Târgu Jiu că vom reduce numărul de hârtii, nu știu ce, ca dovezi. Nu. Deci vreau să vă spun că de atunci parcă efectiv s-au triplat numărul de hârtii pe toate domeniile și din, apropo, acest număr de comisii. Acum să vedem că s-ar putea ca și acest ordin să însemne tot creșterea numărului de hârtii și nu reducerea lor. Pe de altă parte, și aici aș vrea să discutăm puțin, pentru că cred că pe undeva e normal să se întâmple și acest lucru, și avem drama de la Colectiv din ultima lună, care ne-a arătat în alte domenii adevărat hibe mari. Și, până la urmă, sunt și la nivel școlar. Să nu uităm că la nivelul Gorjului, practic, vreo 20 și ceva de școli, cred că au aviz PSI, pentru că sunt construite, da, sau modificate. Asta de după 2006. Da. Restul sunt înainte. Dar, apropo de acest lucru, dacă ar fi să, și pompierii au tot fost prin școlile gorjene, au mai găsit și alte probleme. E adevărat, mai mult în mediul rural sunt problemele decât în mediul urban. Cred că ar mai fi și acum și cu siguranță în următoarele săptămâni, luni, aceste controle se vor îndesi și vom avea și alte surprize, că până la urmă chiar îmi spunea un domn director, chiar de liceu, de un colegiu mare, spunea și că de la începutul anului am avut numai controle, începând cu poliția sanitară, Sanepidu, ITM-ul, pompierii, dânsul i-a avusase deja pe pompieri în control, e vorba de acea agenție de protecție socială, da, cu rampe și cu toate celelalte și multe alte. Plus, bine, aș adăuga eu că pentru mediul rural e API, sunt altele care vin, deci nici nu ți-ar veni să te gândești că o să vină într-un control la o școală. Deci până la urmă sunt foarte multe controle și directorul, că până la urmă într-o școală tot directorul răspunde, indiferent că a făcut o problemă contabilul, că a făcut o problemă secretarul, tot directorul răspunde. Așa este. Eu azi discutam și eu, care sunt mai departe puțin de politică, nici nu m-ar interesa foarte mult schimbările pe care le solicită unii în nivel clasei politice, în sfârșit, e așa cum este, cum va fi, om vedea. Important este ca instituțiile să funcționeze foarte bine și foarte clar. În ceea ce privește școlile, instituțiile de învățământ, de tot felurile, toate construcțiile care sunt în incinta școlii, săli de sport, cantine, cămine, etc., să fie cumva așa cum, de exemplu, mi-aduc aminte bine și știți și dumneavoastră, în portofoliul directorului e specificat cam tot ce trebuie să aibă, foarte clar, fără dubii. Adică dacă urmărești lista cu
ce scrie în acest, ce trebuie să conțină acest portofoliu, îți dai seama unde trebuie să intervii sau ceea ce trebuie să faci. Cred că și cu aceste probleme de toate felurile, probabil de la nivelul ministerului se poate rezolva acest lucru, ar trebui să avem să fie clar o listă cu tot ce trebuie în fiecare domeniu de activitate, tocmai având în vedere faptul că nu ne-am prea format noi directorii pe alte probleme legate adevărat de managementul instituției de învățământ, dar cum spuneam, probleme de natura celor care le avem sau trebuie să le avem în vedere acum, nu le-am prea dat mare atenție, deși, așa cum spuneați dumneavoastră, au fost controlele de la pompieri, de la Sanepid, tot felul de alte instituții, poliția, mă rog, jandarmeria și toți care ne vizitează, a fost, trebuie să și recunoaștem, o înțelegere față de instituțiile de învățământ, tocmai prin faptul că nu suntem niște profesioniști în adevăratul înțeles al cuvântului, adică așa cum ar trebui să fie un director care are în sarcina lui numai scaunul pe care stă și maldurul de hârtii din jurul lui. Ori într-o școală trebuie să ieși între copii în fiecare pauză, chiar și directorul. Între copii să fii când ai de anunțat o serie de probleme, la profesori trebuie să fii ca să le coordonezi activitatea, că uneori mai uită și ei când soneria nu se aude foarte bine, dar nu numai asta, sunt destule probleme, de la planificările lor până la portofoliul profesorului, pe urmă activitățile educative care sunt legate de diriginți, deci iată, sunt enorm de multe probleme care să zicem că la asta ar cam trebui să ne pricepem, pentru că sunt legate strict de activitățile didactice. Sigur, și grija de copii și paza instituției de învățământ sunt deja, să zicem, interiorizate de fiecare director în activitatea lui, dar așa cum vedem acum lipsurile, legislația care nu și-a prea făcut spus cuvântul în domeniul învățământului, în laturile acestea care au dus și la nenorociri, despre care spunea și dumneavoastră, n-au fost foarte bine cimentate sau foarte bine fundamentate în activitățile noastre. Mai trebuie să răspund și de bani, că știți cum este, trebuie să te uiți pe fiecare ordin de plată pe care îl întocmești către furnizor, către plata salariilor, către bursele copiilor, banii de liceu, mai știu cât de contarea navetei și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme care îți iau timpul, ele sunt legate strict de școală. De asta eu nici nu m-aș plânge prea tare când sunt în sarcină, că asta este instituția de învățământ. Celelalte care vin acum, și o să vină și mai pronunțat asupra școlii, într-adevăr, aici putem fi găsiți vulnerabili, tocmai datorită faptului că timpul a trecut, ele au mers în virtutea, hai să zicem, a obișnuinței sau a gândului că merge, nu și așa, că asta nu-mi place cuvântul, dar merge bine, pentru că fiecare director să uite și el câte stingătoare are, câte semnalizări privind ieșirile elevilor în caz de nevoie, câte pompe de apă merg în școală. Deci sunt lucruri care le ai în vedere, că știi bine că dacă s-ar întâmpla, pe ce să pui mâna mai repede. Dar fundamental pe lege, de acum încolo sper că ministerele, cele care, să zicem, ne controlează din afara Ministerului Învățământului, să se pună de acord și să fie o legislație foarte clară, sub formă tabelară, sub formă de carte, sub formă de, eu știu, agendă, cu toate problemele care trebuie să le urmărești și să le bifezi dacă, că le intuiești atunci, poate nu le poți intui dinainte de a veni controlul, cine știe ce, la ce se gândește. Dacă bei agenda respectivă, o ai și tu în față, nu numai cel care te controlează, atunci poți să fii poți la punct sau să fii în deficit, nu, de rezolvare de probleme. Dar așa, orice control care depășește puțin nu capacitatea noastră, dar posibilitatea de a cunoaște în detaliu ceea ce doresc dumnealor, te pot găsi într-o situație dificilă și atunci, până la urmă, așa cum s-a afirmat și astăzi, directorul răspunde de toate și mă gândesc ce ar însemna ca la toate aceste controle ale instituțiilor din afara instituției noastre de învățământ a trebuit să plătești câte o amendă, atunci nu știu dacă ar mai sta sau ar mai dori cineva să fie director.
Cred că cei care se vor forma de acum încolo, se vor forma la o școală. De ce să nu fie și o școală de directori? Nu înțeleg de ce. Dacă legea ar fi clară și a noastră, a învățământului, directorul să fie de specialitate director și să-și vadă de treaba lui. Învățământul să fie coordonat, cum e și în alte țări. Eu mi-aduc aminte, în Franța, directorul general al instituției de învățământ avea toate preocupările de natura, de cealaltă natură, iar directorul adjunct, care era cadrul didactic efectiv, ăsta și vedea de treburile didactice despre care aminteam anterior. Deci numai așa cumva ar trebui, adică un amestec de ăsta de sarcini, unele care nu prea au legătură cu persoana. Bine, și acum ai, de unde provine directorul respectiv? Că dacă nu provine din învățământ, așa cum s-a încercat cu managerii la spitale care nu proveneau din domeniul sanitar, s-a văzut că a fost un fiasco reforma din sănătate cu această... Eu zic că la noi a fost asta. Eu v-am spus, cel care era director la un liceu agricol, știu că trecea, avea grijă de grajule, de capre, de câini, de oi, de tot ce avea pe acolo, de Bun, elevii care e clar că unul trebuie, deci unul trebuie să facă de ceva și... aprovizionarea școlii, deci nu era legat de asta, era în seama directorului adjunct care era profesor. Dar să nu uităm că în 80, apropo de Gorj, să spunem așa, cam 80% dintre școlile din Gorj n-au un director adjunct nici acum, pentru că nu prevede legislația ca la numărul de copii. Bun, așa este, sigur că nu și e director. Și atunci tot doi într-unul trebuie să fie, dacă nu chiar mai mult. Ca să nu mai spunem, este, să nu mai spunem și o altă problemă, și asta e valabil pentru tot învățământul românesc. Gândiți-vă că e contabil cu jumătate normă sau chiar mai puțin, e administrator la fel, e secretar la fel. Toate aceste lucruri se adună la un moment dat și totul se sparge tot în capul directorului. Dar ne-am propus să vorbim mai mult despre licee în această seară și să ne întoarcem la oile noastre, cum s-ar spune. Mai ales că sunt unele lucruri care par să fină, cel puțin sunt în atenția și legiuitorului și în același timp se vorbește de acea reformă care ar trebui să pornească undeva în 2018, 2017, 2018, prin care se schimbă de la sistemul de admitere în liceu și până la finalitățile, la sfârșitul clasei a 12-a. Până una alta însă ne izbim de aceeași problemă mare și iată că ajunsăm în luna decembrie și n-am reglementat-o, în sensul că avem copii care nu promovează evaluarea națională, dar îi avem în continuare, deci vor merge tot la liceu. Deci conform legislației în vigoare la acest moment n-am schimbat nimic. Deci practic vom merge cu același sistem. E, copilul ăsta care intră la liceu cu 2-3, nu așa învățăm profesional, la liceu, peste 4 ani va da bacalaureatul. Greu de crezut că îl va și lua. Poate îl ia. Bine, poate că face eforturi supraomenești, dar e vorba de materia primă. Acum vreau să spun că sunt destule cazuri și de elevi care au luat evaluarea națională la clasa 8-a cu medii bune și când ajung în clasa 12-a constați că trecerea lui prin gimnaziu este echivalentă cu mulțimea vidă. Adică eu și eu mă lovesc de problemele acestea, asta e părerea mea, știu ce întâlnesc la clasă. Legat de cealaltă situație în care vin cu notele respective de sub 5 și intră la liceu, este o iresponsabilitate și din partea părinților. Și vreau să spun că acum când s-a revenit la școlile profesionale, nu am constatat o dorință a celor care n-ar putea să ducă până la rezultatul final examen de bacalaureat activitatea dintr-un liceu să se îndrepte către o astfel de formă de învățământ, care i-ar aduce mult mai mari avantaje și lui, și familiei, și învățământului, și dascălilor. Dar împreună este o înțelegere tacită între noi, care avem nevoie, să zicem, să ne formăm clasele. Între elevii care vor toți să facă liceu, nici nu vrea să audă că se duce la o școală de vânzători, la o școală de meserii în domeniul construcțiilor, la o școală de meserii în domeniul mecanicii. Mai sunt câteva, dar nu atât de solicitate de către elevi. Și atunci părintele la rândul lui vine și zice, doamne, dacă s-a mers până acum și au putut face liceu atât, e bine să facă și el liceu, că nu se știe. Poate cu liceu găsește mai ușor un loc de muncă, ceea ce nu este foarte adevărat, pentru că nici locul de muncă nu-l găsești cu liceu făcut așa, trecând din clasa nouă până între a 12-a cu bunăvoința și înțelegerea noastră, cu
rugămințile părinților sunt și astea întâlnite des cu modul de, poate, de implicare mai mică a unor profesori care aruncă niște note și nu interesează foarte mult cât acoperirea în cunoștințe și în abilități și în competențe, că asta e, competențele trebuie formate. Și atunci, uite, o ducem așa de câteva vreme, încât lumea s-a învățat așa, adică dom'le, mergem la liceu, facem liceu, mergem la liceu cu tare că oricum se trece, că trebuie să-i treacă. Clasele la unele dintre liceele astea sunt și ele la limita efectivelor prevăzute de lege. Indisciplina și abaterile de la ea sunt frecvente în multe dintre școli, pentru că dacă îl pui pe un elev să stea acolo 6 ore degeaba, îl duce mintea să, sau lâncezeala asta în clasă la căldura statului, că eu mai glumesc așa cu ei și le spun că na, 6 ore pot să nu mai plătească căldura acasă, că vin la școală, la instituție și stau foarte bine. Pe de altă parte, pe mine personal, dacă mă cheamă la o ședință de 2 ore, cum a fost asta, dar dacă depășește mai mult, deja încep eu să mă mișc în banc acolo și nu mai am multă răbdare până la terminare. Dar și mă întreb atunci cum un elev care nu știe nici prea bine poate să scrie, dar să stea 6 ore în bancă este un efort extraordinar. Mie mi se pare eroic din partea lor să reziste pe banca școlii, pe băncile școlii, 6 ore fără să facă nimic. Și asta am constatat de multe ori la elevi care nu sunt chiar foarte slab pregătiți. Tot le reamintesc formule din clasele a 5-a, 6-a, ba mai cobor și la a 4-a. Le scriu pe tablă. Unii dintre ei n-au nici măcar... Se gândesc că dinainte de Hristos. Dar n-au nici măcar interesul să le scrie, că am pățit-o de curând așa cu... Dar chiar m-a supărat așa atitudinea unora. Nu zic să reducem foarte mult liceul, pentru că în multe țări se merge până la 12 clase obligatorii, nu numai la noi ar fi, să zicem, o situație de genul acesta, dar poate structurarea lui la anumite specializări, mai multă practică, deci practica este extrem de puțină la liceu. Și atunci el teorie e greu să o asimileze, pentru că avem și noi hibele noastre, manualele noastre au și ele cu grămada, oamenii noștri sunt, cum sunt și ei, așa încremeniți în tranziția asta, care dacă începe așa mai târziu, cum spuneți dumneavoastră, că eu am tot crezut că va începe vreodată, de atâția ani de zile. Deci toate astea fac ca să se mențină situația de fapt, de care amintea și care nu e convenabilă deloc. Deci nu aș merge pe să zice reducerea drastică a liceului, dar în cadrul lui să se restructureze puțin programele școlare. Și asta vă spun legat de matematică. Domnul director, la matematică la liceele tehnologice și poate unii telespectatori tineri sau și părinților mă pot înjura acum când spun, la matematică este cel mai ușor de luat examenul de bacalaureat. Deci eu vă spun, dacă eu... Bine, nu se vede asta în rezultatele la nivel județean și dar național. Dacă eu, de exemplu, aș lua toți colegii mei de toate disciplinele și aș face o lecție de matematică pentru bacalaureat, sunt convins că la terminarea orei ar putea să, dacă ar fi interesat, să promoveze examenul de bacalaureat sau o variantă de bacalaureat. Deci este foarte ușor. Totul este să fie interesați și elevii. Iar vă spun din experiență, nu se apucă de învățat orice ai face. Am început pregătirile la bacalaureat. În fiecare școală care se respectă își face orarul de pregătiri de la începutul anului școlar, îi cheamă la pregătire, le dă și lor să lucreze într-o săptămână ceva, peste o săptămână vin tot la fel, nu au deschis o carticică. N-aș spune eu acum să nu creadă telespectatorii că mă plâng sau că eu nu reușesc să fac asta, pentru că eu zic că mai reușesc și am reușit, pentru că rezultatele care le-am avut eu cu elevii mei la bacalaureat au fost pe podium. Sau de podiu. Dar este această mentalitate a copiilor că se vor apuca de învățat cât mai târziu. Deci, legat, scuzați-mă, doar atâta vreau să spun ca să revin, să nu mă pierd în amănunte, legat de programele școlare, astea ar trebui restructurate dacă vrem ca elevul de liceu, mediu, aproape de mediu, sub mediu puțin, să zicem,
să promoveze examenul de bacalaureat, pentru că este un examen național care sintetizează cunoștințele obținute de elev în cei 4 ani de liceu. Deci dacă programele ar fi adaptate la materia de bacalaureat sau la cerințele examenului de bacalaureat, ar fi extraordinar de bine. Eu iau manualul de clasa 9 și a 10 la matematică la elevii mei de tehnologic, care are atâta încărcătură matematică în ea, că dacă te-ai apuca acum să încerci cu ei să faci totul, absolut totul, ai neglijat aproape ce se cere la bacalaureat, care e mult mai ușor, și n-ai realizat mare lucru. Deci, iată, asta ar fi primul. Și manuale, în consecință, adică schimb programe și manuale pe măsura cerințelor examenului de bacalaureat. Ori dacă vrei să dai în ei așa cum se dă și se pică masiv la bacalaureat, atunci faci toată programa de liceu, dă-le la bacalaureat cum se dădea odată și asta este, măcar ai satisfacția că, băi, frate, au picat cu probleme grele. Aici e problema și spuneați dumneavoastră mai devreme ceva, dar învățământul liceal a fost conceput inițial drept unul care pregătește absolvenții pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ superior. Din păcate, și asta Institutul de Politici Publice, cred că ei au dat, au făcut un studiu pe ultimii 14 ani și au ajuns la o concluzie, și anume, învățământul realizează mai mult misiunea de protecție socială a elevilor decât veriga aceea de a-i pregăti pentru învățământul superior. Cum vedeți această situație? Păi cred că am și spus. Da, păi asta e. Vine la căldura școlii, la lumina școlii, se odihnește, în pauză cumpără de la chioșcu din curtea școlii, îi face și a lui vânzare, te ții de ei să cumpere numai de acolo, să nu cumpere doar țigări, că e și la modă și această, hai să zicem, meteagna a copiilor, a tinerilor și nu numai a lor. Și pe urmă avem grijă, cum spuneți dumneavoastră, domnule, să vezi ce se întâmplă cu banii de liceu, câți pot să ia bani de liceu. Vin la început și se luptă, și apropo de hârtiile astea, iar face o comisie care să analizeze cine ar putea lua banii de liceu. Complicat pentru un profesor să facă parte dintr-o asemenea comisie, să interpreteze exact, să facă împărțit, să vadă care e brutul, care e netul, care se ia în calcul, ce venituri mai are, câte declarații are dacă n-are venit și așa mai departe. Deci o dată mergem cu banii de liceu, le dăm la cât se aprobă la început, ca pe urmă să începem să tăiem din salarii, din banii de liceu. De ce îi tăiem? Pentru că face 20 de absențe, pentru că nu promovează, toate condițiile care li se impun la început. Deci încet, încet, o bună parte dintre ei protecția asta socială nu i-a motivat, să zicem. Vin după aceea, vine transportul elevilor, iar sume cheltuite pentru copiii care vin din diverse sate la liceele noastre să vină la școală. Din păcate și aici, unii dintre ei vin până la curte, până la în fața școlii și și-a luat banii de transport, știe că tasul o să îi primească înapoi și se duce la o cafea, să zicem, cel mai fericit caz, și uită de învățământ. Câte alte măsuri, faptul că în școală sunt păziți, știți că toată ziua se pune problema, domnule, copii, sănătatea lor, siguranță, să fie foarte bine, pentru că de-aia suntem acolo, plătiți aia să avem grijă de ei. E protecție socială, este, pentru că nimeni nu poate avea grijă de ei în 6 ore, nu mai vorbesc de copiii care sunt în creșe, în grădinițe, la gimnaziu, în școala primară, unde într-adevăr acolo cel care își face meseria de dascăl are foarte mare responsabilitate în a-i proteja și a avea grijă de copiii ăștia, care sunt aduși până la școală și de aici încolo răspunde învățătoarea, educatoarea, cine știe, o fi bolnav, nu o fi bolnav, mânca, nemâncat, trebuie să ai grijă de el până iar intră în familie. E adevărat, așa este. Deci și părinții de-aia și fac multe presiuni, să zicem, de genul ăsta asupra școlii, pentru că fie n-au posibilitatea să-i supravegheze din cauza că lucrează, din cauza că n-are cine să stea cu ei acasă, din cauza celor care sunt plecați în afară, e o problemă destul de dureroasă și din ce în ce mai pregnantă, mai pregnantă și cu efecte mult mai, din ce în ce mai negative asupra comportamentului copilului, și atunci nici nu se mai gândește el să știe copilul lui de bacalaureat. Zice, domnule, știu că l-am acolo, are X, Y grijă de el, că dacă n-ai, asta e meseria ta, în joc și libertatea și toate celelalte. Și atunci, forma de protecție socială nu trebuie văzută numai cu banul care îl dai cumva
într-o bursă, cu tot ceea ce face școala și e obligată să facă pentru sănătatea, educația lui, pentru a-i transmite și câteva cunoștințe, pentru a contribui să-i faci câteva competențe care să fie necesare mâine, poi mâine la un loc de muncă și așa mai departe. Ori nu le poți face asta, deci părinții s-au implicat sau se implică din ce în ce mai puțin. Eu vă spun, când vine sfârșitul de semestru, atunci se vede o circulație îmbucurătoare între ghilimele în școală, când fiecare vine să mai găsească pe profesorul X, să-l mai găsească pe director, să mai găsească o cunoștință ca prin să contribuie puțin, să promoveze copilul lui. Lucrurile astea, sigur, au făcut ca elevul să nu mai fie nici el interesat prea mult. Vorbeați de învățământul superior și acum nu aș fi eu să zic că lumea că vai, am rămas undeva acum 15-20 de ani. Nu. Atunci când s-a tăiat prima dată examenul de admitere în învățământul superior, zic eu, și să mă scuze colegii mei din învățământul superior, că eu nu sunt foarte mulți, unii sunt de valoare excepțională, dar pot să mă contrazic că e problema lor, de atunci s-a terminat în bună măsură și activitatea în cadrul liceului. Pentru că toți am făcut liceul care l-am făcut sau când se făcea înainte și atunci motivația asta de care se vorbește și nu se definește, motivația era clar, fiecare să poată să acceadă învățământul superior unde nu se intra pe orice ușă și cu orice dosar. Acum sunt atâtea locuri în învățământul superior că, din păcate, ajung cei care termină liceul nostru așa cum îl termină, dacă ia bacalaureatul și dacă au norocul, că asta e ideea lor și toți se îngrozesc de bac, se vaită mai mult până spre vară, se vaită, vai, ce greu e și cum o să luăm bacalaureatul, dar odată absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, extensia universităților și facultăților din România îi cuprinde pe toți și nu contează, până la urmă găsește un loc într-o instituție de învățământ superior. Da, avem două mesaje. Unul chiar e interesant și se leagă mult de discuția noastră. Spune așa telespectatorul: domnule director, pe vremea când eram eu elev, erau câteva licee mari cu foarte multe clase. Acum am înțeles că în Gor sunt 32 de licee. Ce liceu e ăla la Turburea, Stoina și prin alte părți, că nu l-a reținut toate localitățile, dacă au un singur rând de clase? Bun, nu știu dacă ar fi o hibă. Eu vă dau un exemplu din activitatea mea tot dinainte, dar nu în România. Într-o țară în care am avut ocazia să lucrez, în Maroc, și atunci ei promovau această politică de a deschide licee cât mai aproape de domiciliul elevilor. Erau destul de săraci elevii și erau deja începuseră într-o serie de sate, să le zic eu, acolo din Maroc, să apară câte un liceu, să-i sprijine. Eu am lucrat și într-un liceu de genul ăsta în primul an, adică într-un, să zicem, orașel așa precum ar fi Cărbuneșul sau chiar mai micuți, și după aceea într-un oraș cum ar fi Târgu Jiu, adică reședință de județ. Am lucrat în cele două și n-am constatat o mare deosebire între interesul elevilor de la sat, care veneau și când mai dădea câte o lapoviță în șlapia de vară cu care umblăm noi la mare, din sărăcia care îi domina atunci, și nici cei care erau la liceul la care am lucrat în cel de-al doilea an, copii de mulți oameni de afaceri, de cărciumari, de, mă rog, ce erau pe acolo, deci, care aveau posibilități. Deci nu am constatat mari deosebire în interesul de a învăța, pentru că toți erau interesați să învețe. Nu asta e problema, că e la Tulbura. E foarte bine, dar în primul rând trebuie să aibă profesori calificați pentru toate specializările, pentru toate obiectele de învățământ. În al doilea rând, nu să facă liceu și să-l promoveze de acolo, sau că dacă îl promovează acolo așa mai rapid sau mai ușor, atunci cel mai zice cel din Târgu Jiu, și dacă e din prin zonă, ce, nu mai stau la economie, mă duc la Tulbura, la unde a zis telespectatorul, și tot fac liceu. Deci aici este problema, nu că ar fi în fiecare localitate, chiar cu un rând de clasă, nu contează. E foarte bine, erau câteva licee mari, s-au mai dezvoltat și altele în Târgu Jiu, unele dintre ele merg bine, nu? Și au populație școlară, altele se mai complică situația la anumite specializări, dar le oferă
ce le oferă. Ceea ce ne-am dorit cu toții, să avem liceul, să meargă foarte bine. Da, dar, un alt telespectator și se leagă asta, spune așa: am văzut la televizor că liceele au crescut, iar numărul elevilor s-a redus foarte mult față de 1989. E normal? Eu zic că... Așa întreabă. Adică numărul de elevi a scăzut? Sau la, da, s-a redus mult și numărul de licee a crescut. Numărul de licee a crescut. Da. Liceele au fost, știți, a fost un boom, să zicem așa, cum de elevi, de absolvenți de clasa 8-a, cu ani în urmă, care... mă rog, au dat posibilitatea instituțiilor la scoala de învățământ ale noastre, ale liceelor, să-și dezvolte un anumit plan de școlarizare și s-a realizat la toate atunci. Acum este situația s-a mai îngreunat puțin, că numărul absolvenților de clasa 8-a e din ce în ce mai mic sau a fost din ce în ce mai mic. Mai urmează o perioadă, am constatat și eu și dumneavoastră cred că știți mai bine, e vorba de elevi din clasa 3-a, acum mi se pare că e destul de mică promoția respectivă, iar atunci iar va fi o situație dificilă pentru licee. Dar atunci, dezvoltându-se liceele, a fost nevoie și de cadre didactice. Fiind licee tehnologice, făcute deja înainte de Revoluție, s-au făcut liceele industriale, au fost aduși din toate domeniile oameni care s-au titularizat în învățământ. A crescut numărul de cadre didactice. Acum, vreau să spun că și pentru cadrele didactice, pentru noi toți, a fost o formă de protecție socială, dacă vreți. Adică, domnule, să nu-l dai afară din moment ce și-a dat gradul 2, gradul 1, rămâne profesor, îi găsești un loc la alt liceu unde mai e un loc, să nu fie șomaj în cadrul cadrelor didactice, în rândul profesorilor foarte mare. Deci, mie mi se pare că asta a dus la creșterea numărul de elevi în licee atunci și scăderea acum datorită acestui lucru. Noi ne ținem toți cu mâinile de hârtiile noastre, de planurile de școlarizare, încât atunci când propui plan de școlarizare pentru anul următor, ai în vedere toți profesorii titulari, să nu cumva să ai necazul. Acum, nu știu, sentimental vorbind și dacă ne-ar înțelege cineva când facem de atâția ani acest plan de școlarizare, ar înțelege că nu dorești niciunui coleg să rămână fără ore. Modul cum se pune accent acum pentru asigurarea profesorului e puțin parșiv, pentru că această avalanșă de documente pe care cuprind dosarele lor va pune în dificultate și chiar și pe mine m-ar pune în dificultate să aleg cumva cel care să rămână și cel care să plece. Pentru că sunt atât de multe activități din acestea care n-au legătură, domnule director, cu activitatea de la clasă. Și poate și aici ne-am diluat interesul pentru a îi pregăti ceva mai bine pe copii. Au legătură cu tot felul de alte activități pe care nici nu le cunoști ca director, că nu știu pe unde Dumnezeu se fac, că toate dosarele de la cele de gradație de merit. Eu mi-aduc aminte și fac o mică observație. Aici, prima dată când s-a dat gradația de merit, n-am avut decât ca documente legate de activitatea mea de profesor de matematică. Nu mi-aduc aminte să fi avut alte mari dosare. M-am dus cu un dosarel. Peste alți următorii ani când am candidat, m-am dus cu un dita mai... Bibliograf. Peste alți 4-5 ani m-am dus cu două bibliografturi și așa mai departe. Pentru că, vrând nevrând, nu cerințele care erau pentru a obține sau de înscrie în câștigătorul gradației de merit, astea erau. Aici cred că trebuie foarte bine discutat. Eu sufăr și cred că o să ies la pensie cu această suferință din învățământ, că am luat-o pe altă cale decât cea care trebuie. Adică sunt profesori care nici n-au candidat vreodată să câștige gradația de merit, dar își vede treaba lor acolo. Și au rezultate. Și au rezultatele lor acolo cu elevii, dar n-ar putea lua niciodată în fața unui care are două bibliografi. Da, dar de regulă ăla care a făcut 2-3 bibliografturi, pentru că am văzut educatoare cu chiar cu 4-5 bibliografturi la o gradație de merit, care cam asta au făcut. Cam asta e activitatea care recomandă. Asta spun și eu, domnule, și nici nu ai sub, nu zic sub control, dar nu ai nu ești în cunoștință de cauză ce poate să facă. Pentru că noi semnăm acolo directorii, toți, când duc dosarele astea la inspectorat, pe propria răspundere că sunt adevărate. N-ai de unde să știi, că nici nu știi cum s-au făcut. Dacă ele sunt originale sau asta, n-ai ce să le faci. Deci sunt originale, dar nu sunt legate de activitatea direct de la corect, clasa. Corect, dar fișa permite anumite lucruri, deci problema provine tot de la legislator,
tot de la acele documente care se cer, pentru că sunt interpretabile și te poți trezi cu, nu știu, ce educatoare învățătoare care a scris, nu știu, 20 de cărți, a făcut nu știu ce expoziții, a, nu știu ce a mai făcut, deci, ba din contră, a inițiat și proiecte de legi, pentru că am văzut și chestii de genul ăsta, că a participat la nu știu care comisie, luată de la nu știu ce parlamentar de Gorj, care i-a dădusă cum dădusă la adeverință. Așa este. Dar aici aveți dreptate din totalitate. Problema e că cred că dascălul, misiunea lui principală ar fi să fie la clasă, pentru că am uitat ce se mai face la clasă. Bine, acum ar mai fi și o altă explicație. Noi vorbim de asigurarea calității și asta nu numai la noi în România, în toată Europa se vorbește de chestia asta și în America se vorbește de calitate și știm nivelul învățământului american. Un copil de nivel submediu la noi ar fi șef de promoție pe orice clasă din, bine, nu mă refer la universități, dar în general pe învățământul public mediu american. Problema e că cred că această calitate ne ridică atât de sus, mă refer în toată Europa, încât nivelul va fi mult mai jos după ce va fi aplicată această aplicare de câțiva ani. Deci nu văd pentru că punem accent foarte mult pe hârtii și mai puțin pe activitatea la clasă. Și asta nu mă refer doar la gradația de medii sau ceva, ci pe total. Asta mi-a venit acum în minte, că știu din experiența aia că cum am pornit și unde am ajuns. Da, și este relevantă. Da. Însă, apropo de liceu, pentru că remarcat totuși telespectatorul respectiv și acest fapt că poate ne-am diluat și ca liceu, pentru că dacă liceele practic n-au pierdut număr de locuri, iar toți absolvenții de gimnaziu își pot găsi fără să dea sau să pice evaluarea și se pot regăsi pe locuri de liceu, și nu mă refer că se duc la, cum au spus, de Tulburea, Stoina, au dat niște exemple, ci mă refer că pot să găsească în Târgu Jiu. Deci numărul, oferta la licee este mult mai mare decât generația. Absolut. Da, așa este. Deci anul acesta am avut 3.000 și ceva de absolvenți după evaluarea națională care au optat, iar locurile cu tot au fost vreo 4.500. Deci vă dați seama că suficient să găsească fără probleme și asta la Târgu Jiu sau apropiat de Târgu Jiu. Ce ar fi de făcut acum la nivel de... Că noi toată lumea se pricepe să critique cu siguranță. Nu neapărat să critique, ci să remarcăm probleme din sistem. Da? Problema e cum ar putea fi rezolvată. Că de fiecare dată fiecare vine cu câte o idee. Bineînțeles că nu ne place niciodată ideea celuilalt. Fiecare crede că ideea lui e mai bună. Care ar fi a dumneavoastră? Deci a mea este următoarea. Noi am avut o bună perioadă de timp, liceele tehnologice, industriale, cum se chema acolo, foarte bine definite. Adică, domnule, liceu economic. Ce cuprinde? Turism, alimentație, economic, comerț și așa mai departe. Ce cuprinde liceul, nu știu, de mecanică, nu? Mecanic auto, să zicem. Tot școala profesională cuprinde lăcătușerie, cuprinde electricieni auto, mecanici auto și așa mai departe. Ce s-a întâmplat acum? Acum, sigur, iar o să fiu, dar de acum încolo ce să mai îmi facă mie cei cu care aș intra în conflict acum? E faptul că și la liceu au apărut niște lucruri care nu prea au relevanță așa în viața noastră școlărească așa. Adică de la un liceu cu un anumit profil de genul celui industrial adevărat, au solicitat și ei, e adevărat că Aracipu i-a acreditat și cu asta basta, n-ai ce să mai zici tu, Ciungu, că de ce au... Și au apărut clase de bucătari, de ospătari, de turism, la licee care n-au avut niciodată legătură cu domeniul respectiv. Ce se întâmplă asta? Așa cum spune telespectatorul și foarte bine ați precizat dumneavoastră că asta se întâmplă și în Târgu Jiu și nu numai la periferia județului, ce s-a întâmplat? S-a diluat această activitate și de la economic, că mulți au mers și acolo, cei au intrat nu de valoarea celor care să zicem că nu puteau să intre la economic, că veneau, cred că veneau de la început la economic, nu se duceau la... Dar s-au întâlnit bucătarii cu fierarbetoniștii, cu mecanici auto, cu nu știu ce, construcții și așa mai departe. Deci
Aici și baza materială care este? Acum cinstit vorbind. Pentru că știm bine că toate atelierele au decăzut de când s-au desfințat și școlile de arte și meserii. Și atunci, după ce că nici pentru aia care așa scrie pe firma liceului, colegiu, tehnic, nu știu care. Nu? După ce că nici ateliere pentru aia nu ai, trebuie să faci o altă bază materială pentru altceva care n-ai avut niciodată. Plus că n-ai cadre didactice. Și atunci de unde o să vii? Păi mai e de la economic. Ăsta mai preda acolo, să duce și mai a 3 ore la liceu cu tare până și-o forma cadre didactice și așa unul are ore suplimentare și pe aici, pe acolo și pe acolo, altul nu are decât la materia lui și se diluează întreaga responsabilitate. Eu, de exemplu, nu pot să fac la liceu clasă de informatică și am solicitat întotdeauna și împreună cu mulți directori de licee economice am vrut să am solicitat Ministerului Informatică Economică, care este legată strict de activitate. N-am putut să obținem acest lucru. N-am putut nici să iau la economic clase de de mecanic sau de electricieni auto sau de alte meserii care sunt atâtea în județe, în municipiu. Deci nici n-aveam bază materială. M-am gândit și acum legat tot de tema asta, să fac ceva legat de servicii privind manicură, pedicură, frizerie. Păi n-am bază materială, ar fi culmea să fac o clasă, că ar veni, sunt convins că ar veni. Da, pentru că e liceu în primul rând. Da, și liceu, dar e și pe piața muncii, e posibilitatea destul de... Nu, dar ar veni să facă la dumneavoastră la Colegiul Economic și nu la... Dar nu am bază materială, ca să mă apuc să mă ocup de o anumită specializare în mod deosebit și e greu să formez o bază materială acum. Și să o faci în detrimentul interesului pentru celelalte lucruri care au mers tradițional, să zicem, la liceu economic. Și uite așa ne-am ales cu un amalgam de meserii peste tot, cu rezultatele de care spuneați dumneavoastră, bacalaureat, sub. Bine, în cazul, dumneavoastră sunteți un caz fericit pentru că rezultatele la bacalaureat arată bine. Da, sigur arată. Dar sunt și alte licee care rezultatele arată foarte prost și din acest motiv. Ar mai fi și altele de discutat, poate și beteacna asta a noastră a gorjenilor, apropo de firme, că suntem în domeniul dumneavoastră economic, în momentul când avem o covrigărie și merge, mai apar la Târgu Jiu încă două, trei în zona respectivă sau ceva de genul ăsta. Da, de-aia m-am privatizat eu, domnul director, apropo de chestia asta și la licee, au văzut că merge la economic, de ce n-ar merge și la Pocreaca sau la... Dar nu strică, deci încă o dată, nu strică directorul. Pentru că el vrea să-și facă... Bine, totuși trebuie să fie și o concepție unitară și la nivel județean și la nivel sigur național. Sigur că, domnule, nu poți, deci chiar vine Aracipus, da, creditarea și aici am 1000 de semne de întrebare. Bine, da. Asta e boală lungă și poate discutăm și despre evaluările acestea, mai ales că Gorjul a trecut printr-un asemenea proiect care s-a terminat cam în coadă de pește, în sensul că n-au trecut toate școlile, n-au fost evaluate, dar cine știe ce va mai urma. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc și doresc sărbători fericite ascultătorilor dumneavoastră, privitorilor dumneavoastră, aici mulțumim în la fel, în numele telespectatorilor răspund eu, da. Și îmi cer scuze dacă am supărat pe cineva, dar cred că am niște principii pe care nu mi le poate acum contrazice nici că sunt datorită unei experiențe destul de lungi în învățământ. Cu siguranță. A fost cu noi domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!